Cu ceva vreme în urmă, mai precis a doua zi după terminarea lucrărilor la giratorul de la gară, drumarii de la Urbis au fost relocați pe Alea Castanilor, pe care o vor reabilita, reconfigura și moderniza în totalitate. Este unul din ultimele proiecte inițiate de Primăria Municipiului Buzău privind reabilitarea întregii zone a Muzeului Județean. Vorbim de artera cunoscută drept Alea Castanilor. De fapt, acolo este o zonă mult mai amplă, ce se continuă până în spatele blocurilor spre cimitirul Dumbrava, zona acelor garaje din beton. Lucrările sunt complexe pentru că în zonă nu există canalizare pentru apele pluviale și nici un iluminat public corespunzător. Acum se lucrează la montarea stâlpilor de iluminat public și la întocmirea proiectului pentru canalizare în zona respectivă. Se refac și aleile dintre blocuri, inclusiv spațiile verzi de la fiecare bloc, astfel încât întreaga zonă să capete un aspect civilizat. Alea va fi lărgită la două benzi pentru a permite un flux auto mai lejer pentru proprietarii de autovehicule din zonă, mai ales atunci când bulevardul Bălcescu este închis. De altfel, pe perioada șantierului, utilajele Urbisului nu au voie să circule pe Bălcescu, asfaltat cu un an în urmă, ci intră și ies din zonă pe accesul dinspre strada Caraiman, care va fi lărgit și el. Canalizarea va fi făcută de către compania. Canalizarea va fi făcută de către compania de apă, pentru că vorbim de o extindere a rețelei pluviale. Dar acele blocuri au canalizare proprie, există rețea de canalizare în zonă, însă nu aveam o rețea de colectare a apelor pluviale, pentru că acolo nici nu era asfalt. Motiv pentru care acum, odată cu asfaltarea acelei străzi și acelor parcări, se impune și realizarea unei rețele de canalizare pentru colectarea apelor pluviale. Așadar, până când compania de apă își va finaliza proiectul de extindere a canalizării, Urbisul se va ocupa de pregătirea carosabilului și a trotuarelor pentru asfaltare. Totodată vor fi reconfigurate parcările de domiciliu, va fi instalat iluminatul public și vor fi refăcute spațiile verzi. Deocamdată sunt asfaltate aleile de la intrările în bloc și sunt toaletați copacii.